ceea ce bănuia toată lumea, mai ales din reacții și din felul în care se derulau cumva evenimentele în acea perioadă, se pare că se adevărește. Raportul toxicologic scoate în evidență și informațiile sunt, bineînțeles, pe surse, dar pe surse foarte demne de încredere, scoate în evidență un consum masiv și abuziv de substanțe, de substanțe interzise. Așadar, ce a relevat drag testul inițial făcut de către ofițerii de la Poliția Circulației din București a fost confirmat de către raportul toxicologic la mult timp după. Știți deja că făcusem noi fel de fel de încercări aici de teste, inclusiv testări în direct. M-am supus eu personal testării cu aparatul drug test pentru a vedea în condițiile în care iau multe medicamente. Acum, iată, din nou îmi vine în minte imaginea domnului profesor Băjenaru, pentru că dânsul îmi construise schema de tratament, cea care mă ține în două picioare și în fiecare seară în fața dumneavoastră. Eu ți-i mulțumesc din nou. Deci, cele 7 medicamente pe care le iau pentru afecțiunile pe care le am, nu scoteau în evidență faptul că sunt în imposibilitatea manevrării unui automobil pe drumurile publice. Știți, testul drag, test pe care l-am făcut aici, a ieșit negativ pentru toate substanțele pentru care el este construit. Nu, acea ceva se întâmplase și cu Margherita și era cumva evident că aparatul nu prea greșește. Ceea ce s-a demonstrat și la IML. Într-o poziție oficială a Ministerului Public, a parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 4, pe care am cerut-o vis-a-vis de acest caz, ni se răspunde astăzi prin vocea domnului prim-procuror Cazan Rena Victoria și a purtătorului de cuvânt Miroiu Floriana, că referitor la solicitarea dumneavoastră înregistrată în data de 3 ianuarie la parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 4 București, sub numărul respectiv subsemnata Ștefan Ioana Bianca, ne spune în calitate de reporter Antena 1 toată prologia pe care am scris-o noi pentru a afla informații, conform aliniatului 28 al ghidului de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin hotărârea numărul din septembrie în Consiliul Superior al Magistraturii, comunicarea de informații privind stadiul actelor de cercetare reprezentanților mass media poate fi făcută numai după ce există suspect în cauză, cu excepția situațiilor în care dacă fapta ce formează obiectul dosarului penal reprezintă un grad de pericol social ridicat sau justifică un interes deosebit pentru public, este permisă comunicarea de informații despre începerea urmăririi penale cu privire la faptă și măsurile dispuse în cauză pentru identificarea făptuitorului sau strângerea probelor, cu excepția situației în care transmiterea acestora ar putea periclita rezultatul anchetei. În urma verificărilor efectuate, în evidența parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 4 București, s-a stabilit că în cauza numărul 3615/PRP/2020 se efectuează cercetări, până la urmă, printre rânduri, parchetul ne-a răspuns, se efectuează cercetări privind săvârșirea infracțiunii prevăzută de articolul 336 alinia 2 din Cod Penal, fiind dispusă la data de 22.07 efectuarea în continuare a urmăririi penale față de o persoană, măsură adusă la cunoștința acesteia la o dată ulterioară. Deci ce înțelegem noi? Că la o dată ulterioară începerii dosarului, persoana cercetată a fost înștiințată că începe urmărirea penală față de ea. Persoana respectivă este fix cea despre care noi am întrebat, Margherita. Și la data de 22.07, deci fix pe 22 iulie, s-a hotărât efectuarea continuării urmăririi penale față de persoana respectivă. Deci, practic, urmărirea penală provizorie inițială continuă, iată, în baza articolului 336 aliniatul 2. Potrivit aliniatului articolului 28 aliniatele 1, 2, 4, 6 și 7, articolul 30 aliniatul 1, 2, în același ghid, numele persoanei față de care se efectuează cercetările, precum și extrasele din actele de procedură solicitate, nu pot fi transmise publicității. Da. Acum, ce să zică și oamenii? Noi am întrebat fix despre dosarul respectiv, al cărui singur proprietar, ca să zicem așa, este Marga. Ea este proprietara dosarului respectiv. În această situație, nefiind afectată capacitatea cu exercitarea unei funcții publice, procurorul de caz motivând că, prin raportare la stadiul anchetei și la conținutul ridicat al datelor caracter personal expuse în documentele solicitate, s-ar putea periclita bunul mers al anchetei penale. Oamenii merg pe procedura clasică, domnule, nu vă spunem că sunt date... De... Ok.
Precizăm că măsurile dispuse reprezintă o etapă a procesului penal, conform codului de procedură penală, care nu înfrângă niciun fel principiul prezumției de nevinovăție. Corect. Dar, deocamdată, în momentul de față, ea este cercetată penal, urmând a se stabili dacă, într-adevăr, este și vinovată. Însă, raportul toxicologic o cam îngroapă definitiv. Despre acest lucru o să vorbim și cu domnul Adrian Georgescu, avocatul Margăi, avocatul lui Teo, mă scuzați, bună seara, bine vă revedem și ne reauzim. Sperăm că ne și auzim, ne și vedem. Eu vă aud și vă văd perfect, bună seara. Vă auzim. Și cu domnul Cosmin Andrei, ca președintele Europol. Bună seara, Cosmin, ne auzim, ne vedem. Bună seara. Până să încep discuția cu dumneavoastră, aș vrea să vorbesc cu Sorin, să-l întreb dacă e ceva neclar până acum. A, nu, nu este nimic neclar. Nu e nimic neclar. Nu, doar ni te surprinde? Doar confirmă, nu, deloc. Nu te surprinde. Adică, drag testul ăla, știi că s-a tot pus la îndoială, dacă e bun, dacă... Nu, e bun ăla, nu spune exact ce substanțe sunt, tocmai de-aia s-au dus și au recoltat de la IML. Dar atâta vreme că... Adică eu n-am văzut... El spune pentru 7 grupe mari de substanțe. Adică eu n-am văzut până acum decât acum 15-20 de ani, când, ți-am zis, cred că luau sânge de la liftieră. Da, se mai făcea. Se mai făcea, da. N-am văzut niciodată ca unul să sufle în etilotest, să iasă că are... Și în sânge să n-aibă. Și în sânge să n-aibă. N-am văzut până acum niciodată. Da, se pare că și familia, și Ioniță, și Marga acceptaseră cumva că avea ceva, însă încercau să mute mortul pe Academie, să spună că erau substanțe deslăbiți sau mai știu eu ce. Nu, substanțele sunt foarte grave. Cu siguranță că domnul Avru... Deci n-aveam niciun fel de îndoială. Problema aici este ceea ce trebuie să stabilească parchetul. Dacă este consumatoare sau este și vânzătoare de droguri, da. Dacă este doar consumatoare, atunci asigur și că se face. Și cine i-a oferit? Pentru că era... Întrebarea este, pe care am tot pus-o mereu, de unde sunt drogurile? Așa cum în urmă cu un an de zile la Răzvan Ciobanu, ziceam, dom'le, dacă tot spuneți că ați făcut marile acțiuni pe litoral în perioada 1 mai, când nu era pandemia, când s-a întâmplat nenorocirea, da. Ați făcut marile acțiuni și ați dat vreo 3 amenzi la 4 speriați de aia de a găsi cu 3 pliculețe de cocaină prin buzunare, spuneți-ne și nouă lui Răzvan Ciobanu, care s-a dus cu mașina direct în pom, cine i-a vândut? Da. Unul ăla de la bază, dealerul ăla de la bază. Da. Sau el era săgeată și... Acum că știm cumva, știm cumva cam cum stă situația în cazul Margăi. Și vis-a-vis de întrebările tale, este pertinentă, cred eu, o altă întrebare. Este și Teo vizat în vreun fel? Și o să vă întreb pe dumneavoastră direct, domnul Adrian Georgescu, în situația asta în care parchetul recunoaște că în dosarul Margăi continuă cercetarea penală. S-au îndreptat cumva și împotriva lui Teo? Este și el chemat la audieri? Ce se întâmplă? Că totuși de pe 22 iulie, iată, parchetul lucrează în acest dosar. Am să vă răspund direct. Vă rog. Nu. Teodor Cizmaru, până la momentul de față, nu a primit niciun fel de citație. Da. Sunt niciun fel de calitate. Singurele calități pe care Teo Cizmaru le poate avea în această cauză, sau singura calitate, este aceea de martor. Am corect. Spus-o și o repet. Că a fost în seara aceea împreună cu Marga în mașină. Pentru că la momentul producerii evenimentului rutier s-a aflat în mașină împreună cu domnișoara Margherita, deci are calitatea de martor ocular la producerea accidentului. Da. Vă surprinde, mă întrebi pe noastră, ce l-am întrebat pe Sorin, vă surprinde răspunsul parchetului și faptul că ea a fost găsită vinovată? Dați-mi voie să vă traduc răspunsul parchetului în câteva cuvinte. Vă rog. 1. Primul aspect. Efectuarea în continuare a urmăririi penale este un răspuns normal din punctul de vedere al Ministerului Public, pentru că la început urmărirea penală, așa cum v-am mai spus-o, a debutat in rem cu privire la fapt. Da, dar dacă la analizele de la IML ieșea zero în sânge, vreau să continu. Nu ieșea nimic în sânge, nu mai continua nimic, că doar nu... Asta aia a căpătat și un nume. Normal. Exact. Noțiunea de suspect cu privire la acea faptă
în traducere pentru necunoscători, demonstrează că urmărirea penală in rem cu privire la faptă s-a transformat în urmărire in persona. Corect. In persona cu privire la domnișoara sau cu privire la persoana care apare în raportul de expertiză medico-legală ca fiind depistată sub influența acelor substanțe aflată pe lista substanțelor interzise. Momentul trecerii de la in rem la in persona este declanșat de ceva. De o nouă probă la dosar. Proba este de la IML, care confirmă testul. Eu vreau să o luăm în pași logici, pentru că noi nu avem proba efectivă. INML-ul nu a transmis. Dar din comunicat, nu are voie. Dar este clar că aceea a fost proba. Din comunicat reiese foarte exact. Trei, foarte important. Da. Din comunicat, am decelat că s-a folosit noțiunea de suspect. Noțiunea de suspect pentru cunoscători este specifică începerii urmăririi penale, nu punerii în mișcare acțiunii penale. Domnișoara Margherita nu are calitate de inculpat în cauză. Nu, și spune că se bucură în continuare de prezumția de nevinovăție. Corect. Motiv pentru care domnișoara se bucură în continuare de prezumția de nevinovăție. Acest lucru se poate datora la două lucruri. Fie s-a contestat concluziile raportului, acest lucru fiind un drept al persoanei suspecte în cauză, ceea ce tot Ministerul Public ne poate lămuri dacă există o astfel de contestare a concluziilor raportului de expertiză medico-legală. Înțeleg ce vreți să spun. Eu vă întreb altceva. În situația în care un dosar se transformă de la cercetare in rem la cercetare strictă pe o persoană, persoana aceea mai are șansă reală să fie declarată nevinovat? Este clar că această transformare vine în urma unei probe evidente și irefutabile, ca să zicem așa. Nu, proba nu este evidentă și irefutabilă până când, în măsura în care proba respectivă este contestată și răspunsul, în măsura în care procurorii pe bază de ordonanță vor admite contestarea probei, nu înțeleg, vom dar acum avea vorbim și de o probă respectiv. De sânge. Ce să contești la asta? Că au greșit sângele? Se pot contesta foarte multe. Procedura de recoltare a sângelui, concluziile respective, n-a recoltat-o la așa urmăria Dristor, au recoltat-o la INML, adică mă gândesc domnul oamenii Capatos, cu asta domnul se Capatos. Ocupă an de 200 de ani când s-au ocupat. Expertiza judiciară și metodologia de recoltare este prevăzută în anumite acte normative sau în anumite, repet, știu ce hotărâri. Zice. Vorbiți de anumite chichițe avocățești care se mai pot folosi în situația asta, dar mie mi se pare că sunt tardive. Nu știu. Eu nu sunt avocatul domnișoarei Margherita. Din punctul meu de vedere, am spus-o și o repet. Teodor Cizmaru și-a făcut o analiză. Niciuna din acele substanțe pe care de 7, 8, nu știu câte sunt, nu s-au găsit în sângele lui Teodor Cizmaru, ceea ce demonstrează că Teodor Cizmaru nu a consumat alături de domnișoara Margherita. Da, dar fie vorba între noi că ne văd prea mulți acum. Știți cum s-a făcut acea analiză pe care a făcut-o clientul nostru? Într-o clinică privată, care nu are la câteva zile distanță, care... Dacă pot să-l contrazic, precum autoritățile statului ca INML sau mai știu ce. Dacă îmi dai voie să-l contrazic pe domnul avocat. Domnul avocat, aveți dreptate. Nu i-au ieșit în sânge. Dar stai că domnul avocat nu știe ce sânge s-a dus eu acolo. Poate s-a dus cu sângele pisicii. Poate tăiase vreun punct ceva. O ție acolo, dar domnul avocat n-a fost să vadă. Asta în condițiile domnul avocat știe ce i-a spus eu. Nici o problemă asta. Dar asta nu înseamnă că dacă el nu le are în sânge și asta nu implică faptul că nu... Nu le exclude drept dealer. Atunci când Margherita a consumat. Poate a consumat numai ea, poate el i le-a dat. Asta spun. Deci nu se exclude nicio variantă. Deci, asta nu înseamnă nici că este, doamne Sărică. Nu înseamnă că dacă eu nu mai beau că țiu regim de vreo 2 ani și ceva, dar dacă ne găsește miliția pe mine treaz la volan și pe domnul Capatos beat în dreapta, asta nu înseamnă că noi n-am stat împreună la cârciumă, doar că eu am băut apă minerală. Nu înseamnă că nu cumva vinul mi l-ai dat tu. Eu m-am îmbătat cu vinul tău. Mă rog, sunt o mulțime de posibilități pe care poliția... Am dat exemplul ăsta, mă scuz, Daniel. Da, pentru că a fost chiar real. Pe vremuri era invers, tu erai ala. E adevărat, eu eram la volan și pe tine te luam de la șarpele roșu.